La Colegiul Național Roman Vodă a avut loc un eveniment deosebit, dezvelirea unei plăci comemorative pe care sunt menționate fondatoarele instituției de învățământ. Este un moment, zic eu, simbolic și un moment unic în istoria acestui corpul B al Colegiului Național Roman Vodă, după reabilitarea corpului, dar pentru prima acțiune voi trage de voi învățați. Este un moment pe care este bine să-l punctăm într-un an centenar, un an în care sărbătorim evenimentele frumoase și care ne-au făcut să fim uniți de-a lungul veacului. Și acesta este un moment, așa cum am spus, pe care ar trebui să-l menționăm și care să apară sus în istoria Colegiului Național Roman Vodă. Având o vechime de peste 43 de ani în Roman Vodă, reprezentând acum veriga de legătură dintre generațiile trecute și cele prezente, participând efectiv la toate întâlnirile de promoție, sunt astăzi emisarul celor mulți care și-au exprimat dorința punerii unei plăci în incinta acestei clădiri, aducând în acest fel o recunoaștere și un omagiu celor două prințese de la Castelul Micloșeni. În această clădire, construită integral, la fel ca și anexele ei din fondurile familiei Sturza, prin grija Mariei Sturza, născută Dica, fica scriitorului Ion Dica și a fiicei acesteia, Caterina, căsătorită Carta Cuzino, a funcționat în perioada 1923-1948 liceul de fete Sturza Carta Cuzino. În această lună se împlinesc 95 de ani de la inaugurarea liceului de fete Sturza Carta Cuzino. Fondatoarele au fost hotărâte să înființeze un liceu de fete, să ridice o clădire la fel de durabilă, fără a avea nevoie de reparații, cel puțin un secol, așa cum era clădirea gimnaziului de băieți, Roman Vodă, ridicată până la 1899, în timpul directorului Calisat Bogaș și care a fost predată profesorului Emanuel Zilberg, cel care a urmat la conducere după plecarea lui Calistrat Bogaș și care era cinele scriitorului, căsătorit cu Cleopatra, cea de-a doua fiica lui Bogaș. Placa a fost dezvelită la 95 de ani de la inaugurarea liceului de fete, clădire construită între anii 1921 și 1923 din fondurile donate de Maria Sturza și Ecaterina Cantacuzino.